Nu este primul serial care mă impresionează la început și pe urmă îmi pierde entuziasmul ușor, ușor. Ce s-a întâmplat? Simplu, scenariul nu merge după imaginația mea și normal că nu îmi mai place. Să vedem ce e cu serialul ăsta. A început super, ca o drama tuturor fetelor care își încep viața intimă plină de iubire și dăruire și rapid își dau seama că băieții nu gândesc la fel. Subiectul e destul de banal. Seamănă mult cu Udui Beni, liceul privat al copiilor bogați, fata femeii de serviciu care învață în liceu cu bursă. Are o relație cu fiul directorului liceului directorul ușor psico și rămâne gravidă. Pe când își dă seama, sarcina era prea avansată că să mai poată face ceva și băiatul deja sărise de mult la altă floare așa că îmi se trezește singură într-o lume mult prea crudă pentru ea ce e frumos la serial? Familia fetei m-a vrăjit. O familie ideală, în care tatăl familiei își iubește copiii, o adoră pe soția lui, e muncitor și devotat familiei și își numește soția, cu două capete mai mică decât el, comandant șef. O familie în care domnește înțelegerea și sinceritatea, comunicarea și respectul reciproc. Care ar fi problema? Producția a cerut schimbare de scenariu în urma ratingului slab, așa că, după trei episoade, a venit al patrulea care parcă era din alt serial. Ince a găsit soluția la problema ei atunci când mama lui Mert a refuzat să o ajute ca să nu își sacrifice fiul. S-a căsătorit cu fiul vecinului, un bărbat îndrăgostit pierdut de ea și nimeni în afară de ea, Mustafa și mama ei nu a știut că fetița nu e a lui. Până acum, toate bune și frumoase. Saltul în timp, după nici mai mult, nici mai puțin de șapte ani, ne arată că Inci a devenit medic, așa cum visa și Mustafa o adoră pe Masal, așa cum niciun tată adevărat nu ar face cu propria fica. Ce nu îmi place? Odată cu schimbarea scenariului, nu cred că iubirea lui Inci pentru mert ar mai trebui să primeze, ci bunăstarea fetei. Cum poate înțelege o fetiță de șapte ani că tăticul ei? Cel care a crescut-o cu atâta iubire până acum și pentru care el și-ar da viața. Nu e tatăl ei adevărat și că ar putea fi despărțiți pentru totdeauna. În ceea ce o privește pe Inci, înțeleg că ea nu l-a iubit pe Mustafa niciodată, dar nici măcar un zâmbet sau o îmbrățișare sinceră nu poate găsi pentru cel care a fost alături șapte ani. Mustafa este cel mai bun model de soț și tată de prin seriale cu siguranță rar întâlnim așa ceva și în lumea reală. Și atunci ce mare iubire poate păstra o femeie în inima ei pentru un bărbat care a părăsit-o când avea mai mare nevoie de el. Zău că nu pot înțelege devoțiunea asta, văzută și în trei surori. Nu cred că e un lucru pozitiv pentru femei. Să rămâi ancorată într-un trecut dureros, în care numai iubire nu ai primit în schimbul iubirii tale, nu mai e dovadă de devotament de aceea publicul nu poate urmări un serial cu astfel de subiect. Eu personal urăsc bărbații buni care sunt aruncați la gunoi când reapare Mao Alfa, iubirea vieții și cum s-o mai numi, mai mult, scenaristul creează uneori involuții îngrozitoare. De parcă un bărbat care a fost soț și tată perfect timp de șapte ani poate deveni psihopat peste noapte. Trebuie să iertăm, trebuie să dăm o șansă nouă tatălui adevărat al copiilor dar atunci am transformă în normalitate fuga unor bărbați din fața responsabilității paterne. Adică, băiatul și-a văzut de viață lui timp de șapte ani, nu știe cum s-a născut fica lui, cum dormea, cum a făcut primii pași, cum a spus primele cuvinte, în fine. Nu știe absolut nimic despre șapte ani din viața ei și acum vrea să fie tată. Trebuie să apreciez interpretarea lui Nilsu, nu era deloc printre preferatele mele, dar se pare că rolul îi se potrivește și modelul mamei în acest serial. Mama lui Inch fiind exact tipul de mama și bunica apropiat de realitate. Nu știu cât va rezista serialul, e clar doar că nu va avea sezon 2. Așa că puteți urmări o poveste de viață destul de apropiată de realitate și si puteți începe morală pentru fetele care uneori au prea multă încredere în băieți.